Știre electorală de promovare. Flavius Mateoi, candidatul AUR pentru funcția de primar al orașului Călan, s-a lansat în competiția electorală pentru că își dorește ca orașul Călan să devină unul prosper, iar pentru asta a regândit strategia de atragere a investitorilor în parcul industrial din Călan, fără a neglija însă mediul de afaceri local, unitățile productive existente, cele de servicii, comerț, alimentație publică, pentru că trebuie să existe certitudinea că niciun loc de muncă dintre cele existente nu se va pierde, iar investitorii mari care vor veni în parcul industrial să poată atrage forță de muncă din oraș și din împrejurimi, în condițiile unor beneficii oneste și decente pentru lucrători, astfel încât locuitorii din Călan să nu mai fie nevoiți să facă naveta la firmele din alte localități. Ne vom asigura de crearea unui pachet de facilități mult mai atractiv pentru toți cei care doresc să investească în zona noastră, indiferent de locul în care și-au dezvoltat până în acest moment afacerile, prin mărirea deschiderii și flexibilizarea atitudinii față de toți potențialii investitori. Ne dorim un centru de consultanță și dezvoltare a afacerilor care să ofere garanția bunei evoluții a afacerilor locale, venind în sprijinul investitorilor din punct de vedere informațional, logistic și cooperațional. Vom facilita crearea unui comitet al investitorilor și oamenilor de afaceri local, alcătuit din reprezentanții acestora, care să reprezinte mediul de afaceri local din industrie, agricultură, servicii, în relația cu administrația publică locală și să asigure o cooperare permanentă cu aceasta, menționează Flavius Mateoi, candidatul AUR la primăria Călan, în programul său privind dezvoltarea și creșterea calității vieții locuitorilor din oraș și satele aparținătoare.